În perioada 25-26 august, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului Acționița de la Mănăstirea Hadâmbu va fi adusă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din localitatea Dumbrăveni din județul Suceava. Joi 25 august, începând cu ora 17, icoana Maicii Domnului și delegația Mănăstirii Hadâmbu vor fi întâmpinate de un sobor de preoți și diaconi. Evenimentul organizat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și cu acordul înalt preasfințitului părinte Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, va debuta joi 25 august, începând cu ora 17, când icoana Maicii Domnului și delegația Mănăstirii Hadâmbu vor fi întâmpinate de un sobor de preoți și diaconi ce o vor purta în procesiune în jurul locașului de cult. După săvârșirea slujbei acatistului închinat icoanei Acționița, începând cu ora 20, va fi oficiată taina Sfântului Maslu în biserica parohială. Vineri 26 august, începând cu ora 8, credincioșii sunt așteptați să participe la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, oficiată de preoții Cercului Pastoral, numărul 4 al protopopiatului Suceava, și să se închine la icoana Maicii Domnului Acționița, care, în cursul aceleiași zile, se va întoarce la Mănăstirea Hadâmbu, după cum ne-a informat preotul paroh Constantin Chelba.